Pe traseul Don Quixote am ajuns și noi într-un orășel mic, 25.000 de locuitori, Via Robledo, nu, ei Rudi, acolo, Via Robledo. Zilele astea le petrecem aici. O să fiți uimiți ce lucruri minunate au oamenii ăștia în orășelul ăsta mic, 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 mai mic decât Rudi. Sancho. Sancho și Don Quixote. Ole! Gata, plecăm din Costa Brava, din camping. Mergem spre inima Spaniei. Exact. Papineda del Mar. Să urcăm și la galop să mergem. Wow! După 17 ani calc din nou aici. Ce dor îmi era. Ai, 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 ai. După 17 ani înapoi aici. Suntem în Via Robledo, în Spania, în inima Spaniei, în mijloc, acolo unde se produce cel mai mult vin. Am lucrat prin 2003, un an de zile, cameraman la o televiziune aici. Acum sunt cameraman pe cont propriu. Sau cameramanul lui Rudi. Rudi! Locul, locul faptei. Hai la plimbare să-ți arăt locurile astea. Suntem bucuroși, Maxim. Tocmai a fost poliția pe aici și ne-a verificat. Doi tipi drăguți, tineri. Da, au ieșit și iepurile să vadă. Prietenoși. Da, am făcut de mână. Hola! Da. Bun. Unde am campat? Unde ne-am oprit, unde am dormit azi noapte. Ăsta e locul în care am campat, în Via Robledo. Este o parcare făcută special pentru un festival mare aici. Cel mai mare festival rock care se face în Spania. Se cheamă Vinia Rock. Dacă vă puteți da seama, acolo în spate, după deal, e spațiu și spațiu unde se ține concertul, unde sunt scenele. Vin 60.000 de oameni într-o localitate cu doar 25.000 de locuitori. Vă puteți da seama, e nebunie totală ce e aici, plus că rockerii de felul lor nu sunt cei mai cuminți, nu sunt emo, nu sunt... Deci rockerii vin pregătiți cu de toate. Bun. Parcarea pentru noi este perfectă. Astăzi dimineață ne-a verificat poliția, au venit, ne-a verificat de acte, dar sunt extrem de amabili. Deci n-au niciun fel de gând rău, din potrivă zâmbitori, au făcut vreo două glume. Mi-au zis că știu când îmi expira asigurarea, e verificat-l în sistem și mi-a zis, în martie îți expiră. Da. Oamenii super ok, m-au și ghidat legat de ITP, ce e de făcut. Vedem ce găsim aici. Eu știu ce găsim.
să rămâne șocat ce poate avea o localitate doar de 25.000 de locuitori. O să vedeți. Hai să dăm bice, îl aștept pe Antonio, colegul meu de la televiziune. V-am spus, aici am lucrat acum 17 ani, cameraman. Eram în Puști. Și cu el eram cunoscuți în orășel aici, Los Braulios, tradus așa în limba română, cei doi Gheorghiță, cum ar veni. Fiindcă ne porecleam unul pe altul, Braulio, Gheorghiță, hopa go Gheorghiță, hopa Gheorghiță oprește, așa vorbeam, știi? El pe el îl cheamă Antonio, pe mine Manuel, deci n-avea nicio legătură. Dar așa ne știa lumea aici în orășel, Los Braulios, să vină și Braulio. No puede ser! Ah, madre mía! ¿Qué es este monstruo? ¡Vámonos! ¡Qué cara tiene! Claro, es más feo que tú, hombre. No, no es posible. Del dueño. ¿Cómo estás? Lo hacemos aquí. Así. Vale. Me da cosa todo. Sí, vale. ¿Qué tal todo? Pero vámonos a beber una cerveza. Venga, pero estamos fuera. Sí. Este e centrul orașului. Avem o catedrală construită în stil gotic undeva prin secolul 15, deci prin 1400 și ceva, restaurată la un moment dat, arată superb. Vă dau acum niște imagini să vedeți cum e interior. Absolut superbă. Am fost și am filmat aici prin 2003 un concert de muzică clasică care efectiv m-a dat pe spate, deși eu mare hip-hopper la vremea aia. Dar pe spate, fiindcă muzica lor clasică spaniolă este foarte faină, veselă. Bun, ce mai avem aici? În spate este primăria. Primăria, la fel, construită într-un stil spaniol tipic. Arhitectură spaniolă tipică. Arată superb. Jos la parter este o sală unde se fac expoziții de pictură, dar mai important se fac degustări de vinuri periodic. Ce vinuri am gustat aici, mergeam la filmări, veneau vreo 5-6 fabricanți de vinuri și își prezentau vinul, îți aduceau câte un păhărel, stă lumea pe scaune, undeva la vreo 100 de oameni, îți aduceau un păhărel, îți turna puțin tel, adulmecai, puneai pe papile, gustai, iar omul din față îți povestea ce arome de fructe, de frunze, de are. Efectiv, superb. Bun, în afară de asta mai au și consiliul local sus la etaj. Acolo își țin ședințele locale, consiliul local, le filmam. Lucrurile erau foarte corecte. Nu știu cum sunt la noi, n-am filmat, dar ce vedeam aici erau chestii destul de transparente, așa, n-aveai treabă cu ei. Oameni foarte corecți, oricum au dezvoltat localitatea asta destul de bine pentru o localitate atât de mică. Ce mai găsim aici? Terase. Seara e plin aici, efectiv toată piațeta asta. Deci catedrala se cheamă San Blas. Așa. Și piața, la fel, se cheamă San Blas, piața catedralei San Blas. Seara la terase au o cultură cu terasele superbă, deci vin dimineața la 10 la desayuno, vin și mănâncă și beau până pe la 2 sau nu, până pe la 12, nici chiar așa. Și apoi seara după ora 8 se umplu terasele peste tot. Drăguț, drăguț oraș, ne place, nu-i așa? Da, e frumos. Merităm și noi un pic de relaxare. Cum e? Vezi că n-ajunge aici, trebuie să vii la... E mai adânc, aici 1.50, iar tu ești mititică. N-ajungi.
Uite, ai o piscină numai a ta acum. Așa arată piscina municipală din Via Robledo, o localitate micuță, micuță, dar cu tot felul de condiții incredibil de faine. Aici în față e piscina pentru copii, mai în spate e piscina pentru adulți. Absolut superb pentru o ieșire în, la o piscină. Oricând, de dimineață, de la 12 de fapt până seara la 7-8, e deschis, 3,20€ intrarea pe zi. Here's your time to shine, oh, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark, with every move I make you're falling. The way my lips feel on your body. Ai poți? Da. Ai, ce nasol. E greu. Ai acasă. Nu. Plajă, piscină. Nu e greu. Nu e greu, sigur? Sigur. Bun, atunci hai. Hai înapoi în piscină. Etări de măsline. E sâmbătă, etări de măsline, trezește-te. Ca să te trezești, să mergem să luăm măsline. Acum îmbracă-te fără acum, măsline, suntem morți. Acum stai să mi se deschide ochii. Să se crape ochiul.